Bună tuturor! A venit din nou momentul să fac aprovizionarea lunară. Haideți să vedem ce am cumpărat. Niște roșii pasate. Acestea sunt doar roșii cu sare. Iar acestea am crezut că sunt tot așa simple, roșii pasate. Însă după ce am luat de la raft sticla, am văzut că conțin și parmezan. Și conține acest sos, practic e un sos, conține și parmezan. În prima fază am vrut să-l pun la loc, dar apoi m-am gândit că n-ar fi rău să-l păstrez, să-l folosesc la paste sau, eu știu, mai fac soia cu sos de roșii. Cred că e bun. Faptul că are și acel parmezan în ingrediente nu e decât un plus. Praf pentru budincă. Eu fac câte 3 plicuri odată. Aceasta e cu gust de ciocolată neagră, iar aceasta cu gust de cocos. Budinca de la Dr. Oetker e preferata a familiei. Eu fac budincă de asta încă de când eram adolescentă. Îmi place foarte mult și am văzut că nicio altă gamă, marcă, nu se ridică la calitatea Dr. Oetker. Cel puțin când e vorba de acest praf de budincă. Feriuțe de soia. Ton. Asta e a doua oară când cumpărăm acest ton. Conține jalapeno, ardei din acela iute verde și e picant, e puțin spus, e de-a dreptul iute. Mama a simțit că îi se oprește respirația când a mâncat din el, însă nouă, mie și lui Florin ne-a plăcut foarte mult și l-am mai cumpărat odată. Iar acesta e în ulei de floarea soarelui. E haios că are folia asta aici și vezi tonul din interior, nu e capacul metalic al celelalte conserve. 4 fructe de avocado. Cașcaval. Am optat pentru varianta feliată de data aceasta, pentru că noi cașcaval de obicei folosim doar la sandwich-uri. Eu nu prea pun în mâncare, poate la omlete uneori. Și m-am gândit că, chiar că e mai puțin avantajoasă varianta asta de feliuțe, e mai bine să încerc, cel puțin pentru o perioadă, vedem cum ne împăcăm cu ele. Pentru că atunci când ai bucata mare de cașcaval, zic eu că tind să tai felia mai groasă, poate și neintenționat, pentru simplu fapt că ți-e mai ușor să tai astfel și în acest fel folosești mai mult cașcaval. Cașcaval e o brânză procesată și destul de grasă. Așa că mă gândesc că dacă sunt feliuțele astea subțiri și folosim doar o feliuță, două per sandwich, e un pic mai bine. Fasole albă în sos de roșii. Două variante. Ceai verde. Acesta e cu ananas și grapefruit, iar acesta cu lămâie și miere. Muștar. Am văzut că a apărut acesta la Heinz. Și ăsta Amora. Borcanelul e tare haios, păhărelul ăsta. Zeamă de lămâie. Pentru gustări, niște arahide marinate. Acestea sunt cu sweet chili, cu ardei iute dulce, iar acestea cu sos teriyaki. E acel sos pe bază de soia. Am cumpărat 3 sticluțe din acestea, dar pe una am băut-o. E un suc pe care îl fac ei acolo, la Carrefour, din sfeclă, măr și morcov. Mie îmi place foarte mult, de câte ori îl găsesc, îl cumpăr. Noi încă nu avem storcător și de aceea l-am luat. Un sos barbecue, mie îmi place mult sosul barbecue. Chips. Pe acesta m-a rugat Sofia să îl cumpăr, am întrebat-o când am plecat de acasă ce ar vrea să iau și m-a spus că vrea chips din acesta, am mai mâncat și i-a plăcut. Iar pe ăsta l-am luat pentru noi, pentru mine și Florin, spicy cheese. Și în ultima perioadă am tot cumpărat biscuiți Oreo, nu intenționam să mai cumpăr, aproape că mi s-a acrit de ei, dar am văzut că au apărut și la noi variantele astea de Oreo crocant și subțire și bineînțeles că a trebuit să-i încerc. Acestea au fost toate alimentele, revin imediat cu non-alimentele.
Mi-am dat seama că la începutul clipului am uitat să vă menționez că astăzi am fost în Carrefour, deci toate alimentele erau cumpărate de acolo, plus aceste produse nealimentare pe care vi le arăt acum. Am luat două seturi de câte 4 filtre pentru cănile filtrante. Din nou o suzetă pentru Amelia. Ați văzut într-un clip anterior că i-am mai luat o suzetă, atunci am cumpărat-o pe cea mai ieftină de la primii pași, nu prea mi-a păsat, pentru că tot am zis că mai trece timpul și se liniștește, însă avem din păcate aceeași problemă, mămicilor, dacă sunteți care vă mai confruntați cu așa ceva, respectiv nu doarme deloc bine noaptea. Se trezește foarte des, în prima fază, cred că de pe la 10, de când o punem în pat, cred că se trezește poate și din sfert în sfert de oră, din jumătate în jumătate, apoi după un 1 noaptea așa se trezește doar cam la o oră, să spun, cam o dată pe oră. Însă durerea este că nu prea reușesc să o liniștesc nici cu plimbatul prin casă, nici cu cântatul, nici cu legănatul, ci dorește în continuu biberonul. Biberonul nu e musai să aibă lapte sau să aibă lapte așa cum îl știe ea. De exemplu, i-am mai redus cantitatea de formulă pe care eu amestec cu apa. Bea prea mult și că, nu știu, ia prea multe calorii, nu știu dacă o greșesc, când se duce la culcare, bineînțeles, îi dau cantitatea normală, plus îi mai adaug și niște cereale în lăptic, ca să mă asigur că se satură, și la fel dimineața biberonul de la ora 7, la fel îl dau în formulă completă. Însă, mai este acesta, v-am spus, de peste noapte, pe care îl fac un pic mai light. Spuneam că am senzația că ar bea și doar apă, dacă îi lăsăm doar apă, dar mă îngrijorează oricum și băutul ăsta în continuu, nici nu se odihnește bine și presupun că nici rinichii ei. Și asta a fost povestea. Încerc și cu această suzetă pentru că o prietenă mi-a spus că băiețelul ei a refuzat suzetele de silicon, dar le-a acceptat pe cele din latex. Eu acum, ca să fiu sinceră, am luat-o pe asta că am crezut că e latex, dar nu sunt convinsă că e latex, nu știu. În fine, cert e că o mai încercăm și pe asta. Acum sperăm să funcționeze. Eu am fost împotriva suzetelor, dar cu Amelia e, nu, adică nu mai putem fără. Nu ne odihnim nici noi, nu se odihnește nici ea. Niște dischete de machiante mi-am mai luat, că mi s-au terminat. Mănuși pentru menaj. Acestea și acestea foarte interesant, abia aștept să le folosesc, pot fi spălate în mașina de spălat. Dacă puteți crede așa ceva, inedit, nu? Vopseaua mea de păr preferată, de la L'Oreal. Două becuri, pentru că nu mai avem rezervă la becuri. Tot timpul îmi prind urechile când e vorba de cumpăra becuri. Știu doar să urmăresc să fie cu fasong normal. În rest, putere, model, lumină albă, lumină caldă, lumină rece. Nu, cu lumina știu, lumina caldă să fie un pic mai gălbioară. Dar în rest, nu mă pricep deloc. Aș vrea să avem același tip de bec în toată casa. Dar, nu știu, încerc. Da, nu știu niciodată ce am cumpărat data anterioară, trebuie să păstrez cutiile ca să merg pe aceeași linie. Saci de menaj. Aceștia sunt saci de menaj care vă vor bine dispune. A, ce ziceți de asta? Au niște buline mari. Haios. Așa. Balsam de buze. De mult îmi doream să încerc balsamurile de la Maybelline Baby Lips. Două plicuri din acestea de plastic, eu le-am cumpărat pentru că vreau să pun chitanțele de la tot ce achităm peste an, așa obișnuiesc să fac în fiecare an, cumpăr câte un plic. Îmi place că e varianta asta cu fermoar, n-am mai avut așa până acum, de obicei foloseam varianta cu capsă. Toate chitanțele le păstrez într-un plic din acesta, iar la sfârșitul anului pun plicul deoparte, dar îl mai țin nu știu câțiva ani fiecare plic cu anul aferent, cu chitanțele din anul respectiv, pentru că nu știi niciodată când te trezești cu, nu știu, o somație sau ceva de acest gen, că nu ai achitat nu știu ce, nu știu când, și e bine să păstrezi dovezile. Iar ultimele lucruri, niște scutece, astea de la Bella, care ne vor ajunge mult timp. Aici sunt cât 78 de bucăți. Așa. Și astea de la Pampers. Cutia asta de 150 de bucăți.
Bun, o să mai merg în vreo două magazine și revin, bineînțeles, și cu cumpărăturile de acolo. De la Kaufland n-am ieșit cu foarte multe lucruri. Am cumpărat niște cappuccino din acesta Jacobs. De curând am descoperit cafeaua 3 în 1. V-am spus în repetate rânduri că nu beau cafea, chiar nu-mi place cafeaua, dar am descoperit variantele astea de 3 în 1 și îmi plac tare mult. Mai mult ca un treat, așa, în loc de ciocolată, beau câte un 3 în 1. Și am vrut să cumpăr din aceea, însă mi-a făcut cu ochiul asta, cappuccino ăsta cu multă spumă de la Jacobs. E o colaborare cu Milka, din câte văd, și cred că îmi va plăcea. Niște cereale pentru Amelia. Un ceai, care e un ceai Sweet Dreams, care te liniștește. Eu de obicei beau ceaiul dimineața, sper să nu mă doarmă peste zi. Lăptic pentru Ami. Doi burgeri vegetali, de fapt sunt patru, că sunt doi în cutie. Eu am spus la un moment dat că nu prea mi-au plăcut burgerii ăștia. Am cumpărat la un moment dat varianta cu măsline și cu spanac. Nu mi-au plăcut foarte mult, însă acum erau la reducere și sunt bineveniți, pentru că v-am spus că noi nu prea am mai cumpărat, de fapt n-am mai cumpărat deloc carne. Și în regulă gătesc legume, fac mazăre, fac salate și mai știu eu ce, cartofi. Dar simt nevoia și de ceva cu care să mănânc acele legume și în general eu cam sunt cu uscăturile. Un burger de ăsta e binevenit, chiar dacă nu e cel mai bun din lume. O pastă vegetală din gama asta Take It Veggie de la ei. De câte ori ajung la Kaufland aleg și un și ceva produse din această gamă, pentru că îmi place mult. Asta e varianta cu vinete, iar aceasta e cu nuci, caju și ardei roșu. Dacă am mers la Kaufland, știți, preferații mei ardei ăștia umpluți cu brânză, cremă de brânză și feliuțele de roșii uscate. Am mai luat niște pan o șocolată, au produse proprii acolo și de obicei mai cumpăr și câte ceva dulce din ce fac ei acolo. Coacăze congelate, pentru ovăz am vrut o combinație de fructe de pădure pe care s-o pun în ovăz dimineața, însă singura variantă de fructe de fructe de pădure care era existentă acolo avea și zmeură și căpșuni în ingrediente, în acel mix de fructe. Și deși zmeura și căpșunile îmi plac foarte mult când sunt proaspete, variantele congelate mi se par îngrozitoare, mai ales când le mai pun și în ovăz și se moaie așa, deci mi se par groaznice. Așa că n-am avut ce variantă de combinație de fructe de pădure să iau, am mers pe varianta asta de coacăze și atât. Nu știu cum or fi, n-am mâncat niciodată cu ovăz doar cu acăze, vom vedea. O cutie de depozitare care nu e foarte mare. Am luat-o pentru jucăriile Sofiei, ea are una extrem de mare pe roți și aș vrea să o condiționez, să păstreze doar jucăriile care încap în acea cutie și aceasta, iar pe restul să le donăm, pentru că deja s-au strâns foarte multe. Și câteva legume am mai luat pentru supica Ameliei, un dovlecel, niște ceapă roșie, ardei gras, morcov și pastărnac. Astea au fost toate cumpărăturile de astăzi. În principiu mi s-a cam terminat și lista de cumpărături, mai am doar câteva de luat. Poate mâine merg la DM și poate voi filma, deși nu mai am multe lucruri de luat și nu știu dacă se merită. Dacă nu mai filmez, vă spun acum la revedere și vă pup. Dacă filmez, sigur voi lipi clipulețul la acesta. O zi bună să aveți! Astăzi am ajuns și la magazinul DM, așa cum v-am spus. Practic nu aveam decât două articole de cumpărat pe lista mea ce-mi rămăsese necumpărat. E vorba de aceste prosoape de hârtie pe care eu le folosesc, noi le folosim pentru Amelia. Sunt acele prosoape de hârtie speciale, dacă vreți v-am mai vorbit eu despre ele, dar dacă sunteți abonați noi, practic e vorba de, am aici, un prosop de hârtie care se mai rupe o dată de la jumătate, deci dacă un prosop de hârtie obișnuit are așa dimensiunea asta, acesta se mai rupe o dată de la jumătate așa. Și cu bucățica asta poți face foarte multe lucruri, e foarte util pentru când dă lăptic pe ea Amelia sau, nu știu, avem mici accidente,
cu salivatul excesiv sau vărsat mâncare, curățăm cu ele și sunt foarte practice. Am cumpărat un pachet din acesta mare și văd că acum mai nou e și varianta asta mai micuță din, cu două role. Noi stăm foarte mult și pe la mama și pe aceasta aș vrea să o iau la ea, să o avem acolo. Și hârtie igienică umedă, practic, astea au fost cele două articole pe care vreau să le mai cumpăr. Asta așa cutia, iar aceasta e rezerva. Dar am mai luat câteva produse destinate bebelușilor, pentru că noi suntem înscriși în programul Baby Bonus de la DM. Dacă nu știți despre ce e vorba, o să sugestionez aici un clip. La un moment dat am realizat un clip pe la începutul apariției mele pe YouTube, un clip despre acest program. Pe scurt, despre ce e vorba, se pot înscrie părinți care au copilași cu vârsta până în 2 ani, se înscriu în acest program și primesc acasă, până acum se primeau fizic acasă, mai nou îți trimit pe e-mail și trebuie să le listezi tu, niște vouchere de reducere la produse care se găsesc, bineînțeles, în magazinul DM, produse destinate bebelușilor. Și am avut așa, pentru luna aceasta, că se oferă pe luni mai nou, până acum era pe 6 luni, 1-6 luni, 6-12 luni și așa mai departe. Acum, în fiecare lună primește aceste vouchere. Pe luna februarie am primit așa un voucher de reducere pentru această apă pentru bebeluși, practic cred că e o apă plată obișnuită, dar cu un conținut redus de sodiu. O să o folosim pentru lăptic și să-i mai dăm să bea. Un detergent de vase, dar care e recomandat sau e sigur pentru spălatul biberoanelor, suzetelor și jucăriilor pentru copii. Ca să fiu sinceră, eu nu folosesc detergent de vase special pentru articolele ei. Dar dacă s-a ivit cu acesta, am zis să-l cumpăr. Eu le spăl cu detergentul de vase obișnuit. Niște șervețele umede de la Bamboo Nature. Și de la Baby Love, varianta asta de 30 de bucăți, e utilă pentru călătorii. Un șampon de la Johnson's, eu am optat pentru varianta cu levănțică, dar voucherul de reducere era valabil la toată gama, deci orice produs îți alegeai din gama Baby de la Johnson's. Și un set de 5 lingurițe. Da, încă o dată, asta nu era urgențe, dar dacă tot s-a întâmplat să am aceste vouchere, am zis să cumpăr. Sigur, mi-am ales eu cam ce folosesc pentru Amelia, că, de exemplu, mai primisem voucher și pentru suzetă, nici nu mai rețin, și pentru nu știu ce apă dezinfectantă cu care să dai copilul pe mânuțe. Amelia e prea mică, nu o dau cu cum ar fi un gel antibacterian, nu folosesc așa ceva pentru ea, deci eu m-am încadrat, am optat doar pentru produsele pe care știu că le folosim. Da, și asta a fost tot și cu cumpărăturile pe această lună. Vă mulțumesc mult că m-ați urmărit. Dacă v-a plăcut acest haul de cumpărături, vedeți în lista mea de clipuri că sunt multe, multe altele, dacă sunteți abonați mai noi și ați vrea să mai vedeți genul ăsta de clipuri. Ce să spun, ne revedem, ca de obicei, ne revedem la următorul clip pe care îl voi posta. O zi minunată să aveți! Pa, pa!